Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Orașul Odessa a fost atacat noaptea trecută cu rachete care au lovit mai multe zone turistice și au distrus 5 clădiri. Bilanțul victimilor, un mort și 5 răniți. Și în timp ce rușii bombardau orașele din sudul și estul Ucrainei, la Washington, președintele american Joe Biden semna o lege care permite Statelor Unite să livreze mai rapid echipament militar Kievului, reactivând o lege de asistență militară care datează din al doilea război mondial. There you go. Done. Iar în țară, 10 deputați de la Chișinău și 11 din Comrat vor fi amendați pentru că au purtat ieri panglica Sfântul Gheorghe în timpul marșului dedicat zilei de 9 mai. În total au fost identificate 140 de persoane care au încălcat legea, spune șeful IGP. În seara de 9 mai, forțele armate ale Rusiei au bombardat intens regiunea Odessa din sudul Ucrainei. Rachetele rusești au lovit mai multe zone turistice și au distrus cel puțin 5 clădiri, lăsând în urmă un mort și 5 răniți. Un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din oraș, întreaga clădire fiind distrusă de flăcări. Trupele rusești, susținute de tancuri și artilerie, încearcă noi asalturi la uzina Azovstal din Mariupol, unde încă rezistă ultimii apărători ucraineni ai orașului, potrivit Ministerului Ucrainean al Apărării. Rușii ar fi luat cu asalt oțelăria imediat după ce un convoi ONU a părăsit zona Donețk. Locuitorii orașului Odessa au auzit aseară cel puțin 7 bubuituri puternice care au zguduit clădirile din împrejurimi. Tu ai văzut spășcu? Nu. Я думаю, мне показалось. Una dintre rachete a căzut peste un mall din oraș. În consecință, un incendiu puternic a izbucnit, flăcările cuprinzând întregul centru comercial. Serviciile de urgență ucrainene au publicat imagini cu distrugerile cauzate. Oficialii ucraineni spun că bombardamentele au fost lansate din peninsula Crimeea, controlată de ruși. Un om a murit, iar cel puțin 5 au fost răniți. Входим на объекте, который попала русская ракета. Всего было выпущено по Одессе 7 ракет. Данное предприятие, работающее предприятие, на котором шел рабочий процесс, погиб один человек. Раненые, средние, получили ранения средней тяжести. Ничего общего с военной инфраструктурой или с военными объектами это предприятие не имеет. Никаких здесь складов оружия, боеприпасов нет и не было. Вот так русский мир поздравил город-герой Одессу с 9 мая. Aseară au continuat tirurile și la Nicolaev, unul dintre orașele vizate încă din primele zile ale războiului. Atacuri ale trupelor ruse au fost lansate peste noapte și în estul Ucrainei. Numeroase explozii s-au auzit în regiunea Lugansk, unde se duc lupte pentru controlul a două localități. Trupele ucrainene s-au retras din Popasna, care este acum sub controlul rușilor. În regiunea Donețk, primarul din Sloveansk a anunțat că a fost bombardat centrul orașului. Ministerul ucrainean al apărării afirmă că forțele rusești continuă operațiunile de asalt la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol, unde sute de apărători ucraineni continuă să reziste în fața atacurilor rusești. Autoritățile locale au declarat că forțele ruse au început să asedieze uzina după ce un convoi al ONU a părăsit regiunea Donețk și au încercat să arunce în aer un pod folosit pentru evacuări pentru a-i prinde înăuntru pe ultimii apărători. Un scurt clip video distribuit de Ministerul Ucrainean al Apărării, filmat în cea de-a 75-a zi a conflictului, arată o imagine care pare să fie simbolică pentru întreaga țară aflată sub asediu. Un steag în culorile Ucrainei încă mai rezistă arborat la uzină. În ultima analiză a războiului, Ministerul Britanic al Apărării subliniază că subestimarea de către Rusia a rezistenței ucrainene și planificarea greșită a celui mai bun scenariu au condus la eșecuri operaționale demonstrabile, împiedicându-l pe Vladimir Putin să anunțe un succes militar semnificativ în Ucraina la parada de ziua victoriei din 9 mai. Britanicii precizează că este foarte probabil ca planul de invazie al Rusiei să fie bazat pe presupunerea greșită că aceasta ar întâmpina o rezistență limitată și ar fi capabilă să încerce și să ocolească centrele urbane într-un ritm rapid. Londra spune că această presupunere a determinat forțele ruse să încerce să realizeze faza de deschidere a operațiunii cu o abordare ușoară, precisă, menită să obțină o victorie rapidă cu costuri minime.
Președintele Statelor Unite a semnat aseară o lege care permite accelerarea trimiterii de echipamente militare Ucrainei, reactivând un dispozitiv care datează încă din cel de-al doilea război mondial. Legea Lend-Lease îi oferă administrației Biden o marjă de manevră mai mare în ceea ce privește luarea deciziilor privind trimiterea echipamentelor militare în Ucraina și rapiditatea luării deciziilor privind acordarea ajutoarelor țărilor NATO din flancul estic al alianței. There you go. Done. Legea Lend-Lease pentru Ucraina este bazată pe un program al celui de-al doilea război mondial menit să ajute Europa să reziste în fața lui Hitler și a fost susținută de aproape fiecare membru al Congresului American, a anunțat Casa Albă, menționând de asemenea că legea a fost promulgată în ziua în care Rusia a marcat aniversarea victoriei din 1945 asupra Germaniei naziste. Every day Ukrainians pay with their lives and they fight along again. The atrocities that the Russians are engaging in are just beyond the pale. And the cost of the fight is not cheap, but caving to aggression is even more costly. Această lege va ajuta inclusiv pe cei afectați de invazia Rusiei, precum Polonia și alte țări din Europa de Est. Totodată, democrații din Congresul SUA au fost de acord să ofere un ajutor suplimentar de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky a mulțumit liderului de la Casa Albă pentru acest ajutor. Conform estimărilor, aceste ajutoare acordate Ucrainei reprezintă o majorare extraordinară a investițiilor americane în război, care depășesc cheltuielile totale de urgență. Astfel, Statele Unite urmează să cheltuiască la fel de mult în acest an pentru a ajuta ucrainenii, așa cum au făcut-o în medie în fiecare an pentru a sprijini războiul în Afganistan, sau chiar mai mult. De la începutul invaziei ruse din 24 februarie, administrația Biden a oferit un ajutor militar de aproximativ 3,8 miliarde de dolari Kievului. Tranșa precedent anunțată a fost de 800 de milioane. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a vizitat astăzi centru pentru refugiați de la Moldexpo. A discutat cu mai mulți cetățeni ucraineni și le-a aflat poveștile de viață. Hello. You want to do the press conference? Moldovans have opened their borders, but have also opened their homes and their hearts with an enormous generosity. Ce declarație a făcut după vizita de astăzi, aflați în jurnal. Republica Moldova va cere ajutorul statelor vecine în cazul în care va fi atacată. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, invitat aseară la emisiunea În profunzime. Pe de altă parte, Igor Grosu spune că autoritățile de la Chișinău nu pot oferi Ucrainei cele 6 avioane de luptă MiG-29 care nu sunt funcționale, pentru că asta contravine statutului de neutralitate al țării noastre. În cazul în care armata rusă ar fi implicată, din Transnistria, ar fi implicată în acest război, Chișinăul va cere ajutorul Ucrainei? Noi suntem pregătiți pentru toate scenariile. Asta e datoria noastră. Asta ce înseamnă? Bine, scenariile nu o să le spun acum, pentru că este informație clasificată. Dar noi suntem pregătiți pentru toate scenariile în cazul în care scenariul pe care îl menționați dumneavoastră. Președintele Parlamentului spune că în prezent toate analizele arată că militarii ruși din regiunea transnistreană nu au suficient potențial ca să se implice de unii singuri în războiul din Ucraina. Scenariul ăsta ar fi ipotetic, teoretic, numai în cazul în care ar avansa sau s-ar declanșa operațiuni militare în zona, în regiunea Odessa, Odessa-Nicolaev. Da. Ceea ce vedem noi, Odessa-Nicolaev sunt bine fortificate, în special din partea mării, fac față presiunii. Întrebat cum vor acționa autoritățile în cazul în care Republica Moldova ar fi atacată, neavând o armată pregătită, șeful legislativului a spus că vor fi nevoite să ceară ajutor. Noi trebuie să facem tot posibilul să ne apărăm țara. Cum? Noi o să ne apărăm cu sursele care le avem și ținând cont și de sprijinul colegilor din vecinătate. Noi o să cerem ajutor, evident că o să cerem ajutor. Avem în vecinătate un stat NATO care e evident că nu s-ar implica, nu?
Și atunci eu, rămâne eu cred doar că Ucraina? Este, nu este momentul acum să ne dăm în cu părerea. În, cu părerea ce o să facă NATO sau ce, ce nu o să fac în România în cazul dat. Cert este că și cei de la București și cei de la Kiev înțeleg condiția în care ne aflăm noi și bineînțeles că sunt interesați ca aici să fie o zonă stabilă și să nu mai apară încă un focar, lucru pe care noi nu ne-l dorim, nici ei nu și-l doresc. Igor Grosu a explicat și de ce Moldova nu poate oferi Ucrainei cele 6 avioane de luptă MiG pe care le deține țara noastră. Neutralitatea noastră nu ne permite noi să facem astfel de, să răspundem la astfel de, de solicitări. Dar să le vindem? Bine, procedura ar dura foarte mult, implic proceduri, noi n-am pus problema. Păi vânzării. Noi am mai vândut MiG-uri. Am vândut în perioada lui Rucinski, am vândut. Da, dar acolo a fost și un dosar deschis pe subiectul acela. A fost un dosar, dar problema iarăși, trebuie să, este o procedură întreagă care trebuie parcursă pentru a face lucrul ăsta și așa mai departe. Pe de-o repet, parte suntem cu toții conștienți că Ucraina apără inclusiv Republica Moldova și nu numai. La această solicitare, acum noi, ținând cont și de statutul nostru, noi nu putem răspunde pozitiv. Și noi am explicat lucrul ăsta. Săptămâna trecută, la întrevederea cu Igor Grosu la Kiev, președintele Radei Supreme a Ucrainei a solicitat Chișinăului să livreze cele 6 avioane de luptă MiG-29 care nu sunt funcționale. Ucraina a completat a doua parte a chestionarului pentru obținerea statutului de țară candidat la UE și urmează să-l transmită Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei în cadrul unei conferințe online pe care a avut-o cu președinta Comisiei Europene. Ulterior, Ursula von der Leyen a scris într-o postare pe pagina sa de Twitter că Comisia Europeană intenționează să emită în luna iunie avizul privind candidatura Ucrainei la UE. La mijlocul lunii aprilie, țara vecină a completat și transmis prima parte a chestionarului de aderare la Uniunea Europeană. Cererea de aderare a fost semnată de Volodymyr Zelensky pe 28 februarie. Acum două săptămâni și autoritățile de la Chișinău au completat prima parte a chestionarului, iar cea de-a doua urmează să fie transmisă până la sfârșitul acestei săptămâni. Moldova a depus cererea de aderare la UE la începutul lunii martie. Medicii din Moldova i-au salvat viața. Vorbim despre o refugiată din Ucraina care a fost operată la inimă la scurt timp după ce a ajuns în țara noastră. Femeia s-a simțit rău în drum spre Moldova, iar în urma investigațiilor, medicii au stabilit că suferă de o patologie cardiacă, așa că au operat-o de urgență. Raisa are 82 de ani și suferă de probleme cardiovasculare. Din cauza războiului, femeia împreună cu fiica s-au părăsit țara și s-au refugiat în Moldova. Drumul a fost lung și chinuitor. Я вже себе по дорозі чувствувала себе, що мені пече в груді, що я здихаюсь, що я плохое у меня состояние. Ми приїхали, нас оформили. Нам люди дали двухкомнатну квартиру бесплатно. И потом пришли мы к кардиологу, чтобы сделать УЗИ сердца. Когда сделали мне УЗИ сердца, то сделали все анализы, и кардиолог сказал, что я должна ложиться в больницу, так как у меня плохое состояние. Imediat a fost chemată ambulanța și femeia a fost internată de urgență într-un spital din capitală. S-a efectuat ecocardiografie, s-a depistat că o valvă cardiacă nu funcționează bine. Era vorba de valvă aortică care era insuficientă, nu se închidea complet. Dar doamna prezenta și niște semne de cardiopatie ischemică, de ceea ce ar vorbi că și arterele care duc sânge la mușchii inimii ar putea fi îngustate. În urma investigațiilor s-a dovedit că, în afară de patologia valvulară, femeia suferea și de afecțiunea ale celor trei artere care alimentează mușchiul inimii. Unica soluție pentru a-i salva viața era efectuarea unei operații pe cord. Am realizat doamnei 4 bypass-uri coronariene, deci au fost restabilite toate arterele care erau îngustate. Dar am reușit și o operație bună pe valva aortică, am reușit să îi reparăm valva proprie. Intervenția chirurgicală complexă a fost efectuată cu succes datorită unei echipe multidisciplinare. S-a reușit a face un lucru bun și un lucru mare, deoarece starea generală a sănătății doamnei era precară.
fiind necesară efectuarea intervenției chirurgicale în mod urgent, conform indicațiilor vitale. Femeia s-a recuperat rapid și într-o săptămână a fost externată. Большое им спасибо. У них во всех золотые руки. Меня поддерживали и медсестра хирургическая, и меньший состав, ну, который подходили, убирали, говорили, не переживайте, вы выйдете, мы видим вас, что вы, у вас есть сила, тяга к жизни, и у вас все будет хорошо. Războiul schimbă totul, până și tatuajele nu mai sunt cele de altădată. Un salon din orașul ucrainean Lvov face tatuaje patriotice, iar o parte din veniturile trimite pentru a sprijini armata. Maestrii tatuează soldații gratuit chiar în tranșee. Cei mai mulți clienți sunt cei care urmează să meargă pe front. De unul client zistricea-se de tot viscovoi, că-i preșeau, і казав, я хочу набити тату, того що, знаєте, мене відправляють там в Харків або в Київ. Його не видно страху в очах, але в нього видно те, що, можливо, він більше з нами не побачиться, тому що там помирає дуже багато хлопців. Навіть якщо щось станеться, він вже буде мати то, про що він мріє довгий час. Nazar are 18 ani și a rămas în Lviv ca să aibă grijă de mama sa în timp ce fratele său luptă pe front. Я роблю це в першу чергу суто для себе, а також, ну, щоб підтримати наших хлопців, козаків, які там відстоюють наші права, свободу та гідність цієї Європи та України. Ну, скину братові рідному, нехай побачить, що це в підтримку йому. Taras a lucrat jurist până la război, iar acum activează în apărarea teritorială. Pentru a-și face tatuajul, a fost inspirat de grănicerii ucraineni de pe insula Șerpilor. Це як символ протесту, символ буде символом перемоги. Tatuajele cu mesaje naționaliste sunt însă periculoase. Pentru soldații ruși, acestea au devenit mărci de identificare a militarilor ucraineni. Un tatuaj cu drapelul ucrainean sau cu stema te poate costa viața. Mine îți trebuie schovață tam, to zabrali mă lăsina în plen. 9 suток sădiv în plenu, a potom ich 9 човек випустили. Їх зразу наголо розділи, в одного парня тут із Міша його звати. Була наколка тризубець і орел. То каже, його ставили там на вулиці. Вона каже, туди в підвал кинули, потім вистріл. І він один зайшов і каже, одного вашого нема. Вбили за тризуб? Так. Да. Тризуб і орел. Angajații salonului din Lviv merg și pe front, direct în tranșee, pentru a face gratuit tatuaje soldaților. 30% din venituri merg în contul armatei ucrainene. Poliția a inițiat procese contravenționale pe numele a 10 deputați parlamentari care au defilat ieri în centrul capitalei cu panglica Sfântul Gheorghe la piept. Totodată și aleșii locali din autonomia găgăuză vor fi cercetați contravențional pentru încălcarea legii. Șeful IGP spune că au fost identificate 140 de persoane care au folosit panglica bicoloră pe 9 mai. Între deputații socialiști și comuniști care și-au pus ieri panglica bicoloră la piept în timp ce mărșăluiau prin Chișinău se numără Vlad Batrâncea, Bogdan Țărdea, Zinaida Greceană și Vladimir Voronin. Și fostul lor coleg de partid, Igor Dodon, a purtat panglica interzisă pe teritoriul țării. De asemenea, 11 deputați din Comrat au încălcat legea, anunță poliția. Potrivit șefului IGP, procesele verbale care vizează deputații vor ajunge la procuratură. Există unele persoane care au un statut aparte, prevăzut de lege și competența pe cazul dumnealor este a procuratorii. În total, ieri poliția a identificat peste 140 de persoane care au încălcat legea, iar acum riscă amenzi. Au fost fixate în jur de 140 de persoane la ziua de ieri. Doar 10 dintre acestea se enumeră din categoria persoanelor cu funcții de entitate publică, 11 dintre acestea fac parte din reprezentanța autorității administrative teritoriale, Comitatea Găgăuzia. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus aseară la Înprofunzime că toți cei care au încălcat legea vor fi amendați. Totodată, oficialul a declarat că statutul de deputat nu îi va scuti pe unii demnitari de tragerea la răspundere. Au sfidat legea, ei trebuie să răspundă în fața legii pentru gesturile care le-au făcut, pentru că ei sunt politicieni, dacă pretind că sunt responsabili, trebuie să fie primii care să respecte legea.
și nu este nimeni mai presus de lege, de ce, da, cei care au organizat, au, cum zic eu, au chemat, au dat exemple de acest gen, trebuie să răspundă. Amenzile pentru persoanele fizice care au purtat panglica Sfântul Gheorghe ajung până la 9.000 de lei, pentru persoanele juridice până la 30.000 de lei, în timp ce funcționarii publici pot fi amendați cu 18.000 de lei. Au rămas ore numărate până când reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision vor cânta pe scena de la Torino. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri. Trupa Zdob și Zdub și frația Dvahov au participat ieri la deschiderea galei Eurovision. Cum a fost apariția lor, vedeți în câteva minute la știri. Toate organizațiile internaționale trebuie să facă o prioritate din a ajuta financiar Republica Moldova în aceste vremuri dificile. Declarația a fost făcută de secretarul general al ONU, Antonio Guterres, după ce a vizitat centrul de refugiați de la Moldexpo. Guterres și-a exprimat recunoștința și aprecierea pentru tot ce au făcut moldovenii, dar și autoritățile pentru oamenii care au fugit din calea războiului declanșat de ruși împotriva Ucrainei. Antonio Guterres a vizitat mai întâi clădirile în care sunt cazați refugiații și a vorbit cu mai mulți cetățeni ucraineni. It is impossible to meet refugees and not to be deeply moved by their stories. People that fled bombardments in their cities. One couple was telling me of a bomb that fell in their yard. People that have abandoned everything, including part of the family, because as you know, men are not allowed to leave the country. Secretarul general al ONU a venit cu același apel făcut după ce a vizitat Rusia și Ucraina, că războiul trebuie oprit. I am impressed by the extraordinary generosity of the people and the government of Moldova. 95% of the refugees are in houses. Moldovans have opened their borders, but have also opened their homes and their hearts with an enormous generosity. But Moldova is in a very difficult situation. Of the countries receiving refugees, Moldova is the only one that is not member of the European Union and that faces a very dramatic economic crisis. În același context, a declarat că organizațiile internaționale trebuie să ofere în continuare ajutor Republicii Moldova. All those that have decision, power of decision in international institutions or in countries that have economic capacity, please make the support to Moldova an important priority in your response to this dramatic crisis created by the Russian invasion of the Ukraine. Antonio Guterres a ajuns ieri în Republica Moldova, iar vizita la Chișinău se încheie astăzi. Aflat în stare de ebrietate, un bărbat și-a pus nepotul de 14 ani să conducă mașina, iar în consecință s-a produs un grav accident soldat cu un deces. Accidentul a avut loc aseară în apropierea satului Mălăiești, din stânga Nistrului. Potrivit presei locale, în mașină se aflau alți 4 minori. Ieșind la depășire, copilul, care conducea autoturismul, a pierdut controlul volanului, a derapat de pe șosea și a ajuns cu automobilul într-un copac. În urma impactului, unul dintre copii, aflat pe bancheta din spate, a murit, iar ceilalți au fost duși la spital. Acum bărbatul de 63 de ani care și-a lăsat nepotul minor să conducă vehiculul va fi cercetat penal. Acoperișul unui bloc de locuit din centrul capitalei a fost cuprins de flăcări azi dimineață. 4 echipaje de pompieri au intervenit să stingă focul. Locatarii au fost evacuați la timp și nimeni nu a avut de suferit. M-am speriat și am ieșit afară deodată. Dar miros vine de la smala. Pompierii au stabilit că la etajul superior în pod arde o suprafață de pe 4 metri pătrați. Datorită intervenției operative, arderea nu a obținut răspândire. Totul s-a întâmplat în jurul orei 11 pe strada 31 august. Locatarii blocului spun că recent în podul imobilului au avut loc lucrări de reparație. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită. Autoritățile de la Beijing au decis dublarea politicii zero COVID pentru a putea reduce numărul de infectări cu coronavirus până la sfârșitul lunii mai. Cele mai mari două orașe din China, Beijing și Shanghai, au înăsprit restricțiile COVID-19, stârnind noi nemulțumiri. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
weekend, pe rețelele de socializare chinezești au fost publicate imagini în care se văd mai mulți locuitori din Shanghai care sar la bătaie la muncitori îmbrăcați în costume de protecție, în timp ce au venit să ia cu forța pentru a fi puși în carantină. Multe dintre imagini au fost ulterior șterse. Aceste revolte vin în contextul în care autoritățile au renunțat la măsurile de relaxare a restricțiilor în încercarea de a stopa cât mai rapid răspândirea variantei Omicron. În Beijing, locuitorii din zonele cele mai afectate sunt obligați să lucreze de acasă. Mai multe drumuri, centre comerciale și parcuri au fost închise astăzi, în timp ce orașul cu 22 de milioane de oameni se confruntă cu cel mai grav focar din 2020. Totodată, mai multe rute de autobuz au fost suspendate. Restricțiile mai dure vin după ce președintele chinez a decis dublarea planului zero COVID pentru ca țara să poată trece de valul COVID până la sfârșitul lunii mai. Beijingul a raportat luni aproximativ 50 de noi cazuri de infecție cu transmitere comunitară. Economia Chinei dă înapoi din cauza pandemiei de coronavirus. Zone vaste din Beijing tocmai au fost supuse unor restricții mai dure, care au lovit puternic afacerile chineze, transmite CNN. Economiștii prognozează că PIB-ul chinez va scădea în cel de-al doilea trimestru. În timp ce creșterea numărului cazurilor de coronavirus din China forțează autoritățile să instituie blocaje asupra mai multor regiuni, oficialii chinezi încearcă să limiteze daunele aduse economiei. Sectorul serviciilor, care reprezintă mai mult de jumătate din PIB-ul Chinei și peste 40% din ocuparea forței de muncă, este afectat. Potrivit unei analize realizate de CNN, economia și-ar putea reveni în luna mai, pe măsură ce ratele infecțiilor cu COVID scad și oficialii încearcă să limiteze daunele aduse economiei. Dar zone aceste din Beijing tocmai au fost supuse unor restricții mai stricte, iar unii economiști prognozează acum că PIB-ul chinez va scădea în al doilea trimestru. The dynamic zero strategy is not sustainable, and we can see many examples in Shanghai. And for a lot of the companies in digital industry, in manufacturing, they're under a lot of pressure to lay off more workers. But right now, China doesn't seem to have a new solution to this problem. Pe măsură ce varianta Omicron a coronavirusului se răspândește rapid în China, țara se luptă cu cel mai grav focar din ultimii doi ani. Până acum, cel puțin 27 de orașe chineze se află în blocare totală sau parțială, ceea ce ar putea afecta până la 185 de milioane de locuitori din întreaga țară, conform ultimului calcul al CNN. Guvernul chinez încă menține politica sa strictă de zero COVID la mai bine de 2 ani de la focarul inițial, într-un moment în care restul lumii învață să trăiască cu COVID. This issue of the pandemic response has been so politicized when it's used to showcase the superiority of the Chinese political system, when it's framed as a competition between liberal democracy and the authoritarian system, these political stakes become so high, the economic cost becomes secondary. Luna trecută, Fondul Monetar Internațional și-a redus prognoza de creștere pentru China la 4,4%, cu mult sub ținta oficială a guvernului de aproximativ 5,5%. Scăderea de aproape 6 puncte a activității serviciilor din aprilie a fost a doua cea mai mare scădere după prăbușirea din februarie 2020, când economia Chinei a ajuns aproape de blocaj în timp ce lupta pentru a controla focarul inițial de coronavirus care a început în Wuhan. Prima semifinală Eurovision începe în această seară. Reprezentanții Republicii Moldova, trupa Zdub și Zdub și frația Dvahov au făcut ultimile pregătiri înainte de a evolua pe scena de la Torino. În aceste zile, artiștii au făcut repetiții, s-au cunoscut cu fanii din Italia și au dat o întâlnire cu diaspora de acolo. La deschiderea galei Eurovision de la Torino, pe covorul turcoaz, frații Dvahov au purtat costume negre la patroace, în timp ce Zdubii au îmbrăcat ținute cu elemente folclorice stilizate, iar solistul Romania Gupov a purtat și o mască de miorița. Ne simțim foarte bine, bucătărie gustoasă, atmosfera prietenoasă. A început să plouă, dar cum am început să cântăm cu instrumentele, s-a oprit ploaia. Deci Dumnezeu ne iubește, sper eu. Împreună cu frații Dvahov au fost luați la întrebări de jurnaliștii de acolo. Organizatorii spun că reprezentanții țării noastre care sunt în competiție pentru a treia oară au răspuns epic.
Who is the greatest Disney villain of all time? What does it mean, villain? Disney villain. What means villain? Mr. Disney. Între repetițiile pentru Eurovision, artiștii și-au făcut timp să se întâlnească și cu diaspora de acolo, români și moldoveni stabiliți în Torino. Cu toții au cântat Trenulețul și au încins o horă. Artiștii noștri au făcut echipă bună și cu Urs, reprezentantul României la Eurovision. La Torino, Zdubi împreună cu frații Advahov au urcat pe cel mai înalt munte din zonă, Superga, și au cântat piesa Trenulețul. Atenție, atenție! Din platforma 7 pleacă trenul Chișinău, București, Torino! Seara artiștii cântau pentru fanii din Italia. Seara începe prima semifinală a concursului Eurovision. Reprezentanții țării noastre, trupa Zdob și Zdub, împreună cu frații Advahov, vor cânta piesa Trenulețul fiind pe poziția 9. Potrivit ultimelor date ale caselor de pariuri, țara noastră se află pe locul 20 în clasamentul câștigător. Celebrul câine pirotehnist din Ucraina pe nume Patron a fost răsplătit pentru eforturile sale chiar de președintele Volodymyr Zelensky. Patrupedul și stăpânul său s-au ales cu câte o medalie pentru serviciul impecabil din timpul invaziei rusești. În prezența primului ministru al Canadei, Justin Trudeau, președintele Volodymyr Zelensky i-a premiat pe pirotehniștii ucraineni care stăpânesc tehnologia canadiană de deminare. Printre ei, celebrul câine Patron, care a lătrat și a dat din coadă strânind râsete din partea publicului. Patron, al cărui nume înseamnă glonț în ucraineană, ajută la depistarea minelor și explozibililor lăsate de ruși în orașul Cernihiv din nord-estul țării și acționează ca mascotă a serviciului de stat pentru situații de urgență al țării. Cățelușul a găsit peste 200 de dispozitive explozive și a fost dresat de către stăpânul său, Mihailo Iliev, angajat al serviciului de protecție civilă. Domnilor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!